Atenție și acțiune! Vibrația sezonului 3 este personajul ăsta, Nicu, care este fratele capitanului și care e jucat de Costel Cașcaval, care este nivelul următor de demență și de patologie. Nicu e un personaj periculos, alunecos, imprevizibil. Ai impresia că râde, glumește, dar fără să-ți dai seama, te și lovește. Unul din cele mai frumoase și spectaculoase personaje pe care le-am făcut eu până acum. Într-un fel seamănă cu Emilian, în sensul că e condus de o formă de nebunie foarte greu de controlat. Mi se pare că triunghiul ăsta format de Nicu, Relu și Emilian a devenit o parte absolut esențială din storyline-ul sezonului 3. La sfârșitul lunii viitoare vine alt transport în Ucraina. De data asta nu mai test drive. Ăsta e pe bune. 9 milioane. Nicu is a very, very powerful character. There's no question about that. He's charismatic, he's colorful, he's dynamic, he's unpredictable, and he's driving the story to a very large extent. Sunt Nicu. La urma urmei, Nicu poate orice. You never quite know when he's going to turn up. You never quite know when he's going to snap. He's very tough. He takes a beating and he gets up and carries on. He's the one probably more than anybody who's personally invested in this drugs deal, and he's prepared to pursue it to the very end, to his very end. HBO Go. Încearcă acum gratuit.